Thank you.
venit la cea la 14-a ediție a Salonului de Carte Juridică, Civică, Polițistă și Administrativă al Ministerului Administrației și Internului. Suntem onorați că ați acceptat să ne fiți alături și să împărtășiți împreună cu noi emoțiile inerente decernării distincțiilor pentru autorii de carte și instituțiile care s-au remarcat în actul de creație dedicat promovării culturii profesionale. Cazele dumneavoastră de astăzi sunt doamna comisar șef de poliție Cătălina Crăciun, șeful editurii Ministerului Administrației și Internelor, domnul comisar șef de poliție Vasile Oprea, directorul adjunct al Centrului Cultural, și directorul Centrului Cultural, doamna subcomisar de poliție Adina Mantel. Acest de noi se află invitatul de onoare al Salonului de Carte, domnul secretar general adjunct, chestia principală de poliție de Nuștiulor, căruia îi mulțumim pentru faptul că permanent a manifestat deschidere și înțelegere față de acțiunile organizate la Centrul Cultural. În calitate de președinte al Salonului de Carte, îl avem alături de noi pe domnul comisar șef general din Mendil, directorul secretariatului general al Ministerului Administrației și Internelor, un susținător remarcabil al activității de urmare și perfecționare profesională. Cu permisiunea dumneavoastră, îl invit pe domnul chestor principal de poliție de Mesudo să adreseze cuvântul de deschidere al salonului de carte. Domnule chestor principal, vă rog. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație, sunt deosebit de onorat. Desigur, după cum cunoașteți, Salonul de Carte, aflat la cea de-a 14-a ediție, se înscrie printre manifestările deja consacrate ale editurii Ministerului în acest domeniu, motiv pentru care felicit organizatorii. Și vreau să felicit și pe cei care vor fi nominalizați și vor primi premiile ca urmare a ceea ce a scris, ceea ce au scris și au publicat în cadrul editurii Ministerului. După cum știți, conducerea Ministerului a manifestat întotdeauna deschidere la acest, cu ocazia acestor evenimente. Și întotdeauna s-a avut în atenție premierea celor mai buni dintre cei care au publicat. Încă o dată, vă adresez felicitări, și celor care, felicitări anticipate celor care vor lua premii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenție, domnule chestor principal. Și vă propun ca, alături de domnul director adjunct al Centrului Cultural, care va oferi diplomele, să ne sprijiniți în continuare prin înmânarea trofeelor acordate în cadrul primei secțiuni a manifestării de astăzi. Așadar, pentru suportul acordat în activitatea de pregătire a personalului implicat în asistența refugiaților, pentru oferirea unor informații de bază în domeniu și a unor instrumente utile de lucru, se acordă premiul editurii Ministerului Administrației și Internelor Oficiului Român pentru Imigrări, care a susținut apariția lucrării de excepție intitulată Manual de pregătire în domeniul integrării refugiaților în România, scrisă de comisar șef de poliție Cătălin Necula și inspector principal de poliție Radu Mircea. Dacă este domnul Necula, îl invităm să ridice premiul. Dacă nu, în numele dumneavoastră, unul dintre studenții a